Continuăm previziunile astrale pentru marți. Balanță. Reușiți să faceți schimbări majore în viața dumneavoastră. Astăzi sunt favorizate întâlnirile cu persoanele importante, relațiile de parteneriat și călătoriile în interes personal. Puteți să vă bazați pe intuiție. Scorpion. În cursul dimineții sunteți anunțat că ați moștenit o sumă mare de bani. Sunteți nevoiți să faceți mai multe drumuri scurte, iar seara vă pregătiți pentru o călătorie. Ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri. Astăzi sunteți într-o stare de instabilitate emoțională. Săgetător. Este momentul să puneți în practică planurile în legătură cu afacere. Relațiile cu partenerul de viață pot avea de suferit din cauza că neglijați rezolvarea unor probleme familiale care depind exclusiv de dumneavoastră. Capricorn. Preocupat de problemele personale, aveți tendința să neglijați căminul. Pentru rezolvarea problemelor importante, vă puteți baza pe intuiție. După amiază, un prieten vă solicită ajutorul într-o problemă financiară. Vărsător. Talentul creativ este la cote ridicate și vă poate ajuta să rezolvați problemele profesionale într-un mod original. Relațiile sentimentale sunt în general bune, dar aveți tendința de a-i face reproșuri nejustificate persoanei iubite. Pești. În prima parte a zilei este posibil să aveți mici dificultăți în cămin. Cu o vorbă bună puteți dezamorsa o situație tensionată. O vizită la prieteni în cursul serii readuce armonia și buna dispoziție în relațiile parteneriale. Acestea au fost previziunile astrale pentru marți. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!